Superliga vă este oferită de Superbet. Târgu Jiu așadar pentru acest prim meci tare al campionatului. Sunt două formații care au arătat spectacol în ediția trecută. A fost pe 31 iulie anul trecut 1-1 la București, marcat Companio. Și începe meciul, prima minge are FCU Craiova. Coman! Bine bătută, gol marcat de Miculescu, care dă din prima și găsește colțul liber al porții lui Popa. Fără marcaj Miculescu. De revăzut faza. Deja a traversat practic care. Singur. Nu vine ieșul. Poți să zici că e asistul lui Djokovic. Deci nu știu dacă l-a văzut pe Miculescu atunci când a lovit mingea. Nu cred că a fost dat spre poartă. Și iată acum un atac în trei al FCSB-ului cu o minge pentru Coman. Coman driblează penalti. Excelentă pasă. Superbă pasă lui Iolaru. Dar ar fi fost o pasă prea scurtă dacă Coman nu și-ar fi arătat calitățile și pregătirea fizică. Pentru că uite ce bine țâșnește. Și o neînțelegere între funda și portar. Și n-a bătut bine. Cred că l-a simțit, totuși a dat pe jos, pe centru. Cred că l-a simțit pe Popa, că pleacă într-o parte. 2-0 în minutul 17. Început perfect FCSB. Când s-a ridicat, era cu ochii pe arbitru, să vadă dacă fluierase deja Petrescu. Dacă am avea o reluare... Dar e o țopăială acolo, de unde s-a ridicat? În spatele porții, ia. Aici. Vede, nu, simte. Uite, l-atinge, exact, l-atinge. Dar simte, să știi, se culcă prea de vreme în stânga sa, portarul Comanul simte și... Bizu. Să vedem dacă pleacă Olaru. Ce bine îl angajează pe Băluță. Băluță singur. Băluță se duce spre careu. Băluță continuă. Așteaptă Coman. Scoate Popa. Frumos exemplu de altruism. Superbă pasă lui Olaru. Încă o pasă de profesionist. De adevărat. Puțin cam sigur pe el Coman. Cum au șutat de aici? Asta face! Se întoarce mingea, Daua trece cu din forfecă pe lângă balon. Ce lovitură! Aruța a ținut-o în teren. Dar nu știu dacă... E greu de... Da, e greu să-ți dai seama. Care trecuse. Zică trecuse. Și iată șutul lui Djokovic, frumos cu stângul. Ah, se întinde bine, Robert Popa scoate acolo de lângă bară. Ce grea. Albu, a trecut bine, Albu. Iese și centrarea, nu! Fază bine construită de Olteni, Daua a depășit. Ce minge grea poate să scoată. Dar aplauze și pentru centrarea lui Companiucci. Excelentă diagonală, cât de precisă. Preluare bună a lui Edjuma. Vrea să arate, simte că pe care să piardă echipa. Și încearcă să atragă atenția șutului. Nu ar strica la corde alea. Opa, uite ce avem aici. Este gol, înscrie Edjuma. Înscrie Djuma după o pasă venită de la Cordea. Iată ce înseamnă mai multă luciditate. Și Djuma face 3 să arate ceasul. Dialogul lui cu patron. Plătitor. Da. Da.
nou semn de nesupunere ar putea fi interpretat din partea francezului. Un personaj respectat, apreciat de suporteri. Totul pleacă de la o greșeală lui Hakim, care își cere iertare, dar nu poți să-și ceri iertare după astfel de pasă. Foarte bună sincronizare între Ejuma și Cordea. Ejuma simte unde trebuie să ajungă, știe unde se poate poziționa în așa fel încât să primească centrarea și apoi să o trimită. Totuși, iată contraatac. Iată-l pe Kiciu. Taua după el. Lasă înapoi. Feta lui Basa. Kiciu din nou. Sidibe este singur. Penalti, clar. Penalti, clar de tot. Nu, Djokovic. Da, de la faza lui Cordea, când a întârziat mult cu mingea acolo. Aproape de pe loc. Bine, regulamentul spune că mingea trebuie repusă în joc, sau trebuie dusă la centru terenului de echipa care a primit. N-ar trebui să le provoace jucătorii Craiovei. Ei au interes ca jocul să se rea cât mai repede. Altfel a avut reacție Târnovanu. Da. Superliga vă este oferită de Superbet.